ce ne rămâne? Toți banii care îi dăm, îi dăm pe datorii și nu ne mai rămâne nimic. Ce mai mâncăm pe urmă? Au trecut prin perioade grele și au trăit din mila altor persoane. Asistenții persoanelor cu dizabilități au avut perioade când nici nu aveau ce să le pună copiilor pe masă și asta pentru că salariile ce li se cuveneau nu au fost alocate în timp util. Însă, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, totodată și sfârșitul anului, guvernul a aprobat săptămâna trecută toată suma necesară acoperirii salariilor restante. Sărbătorile de iarnă vin cu un strop de fericire pentru asistenții persoanelor cu dizabilități. După ce săptămâna trecută guvernul a distribuit suma de 87 de milioane de lei pentru plata salariilor restante ale acestor persoane, se pare că acum conducerea Direcției de Asistență Socială Giurgiu dă asigurări că în această săptămână aceste persoane își vor primi drepturile restante. Conducerea Direcției de Asistență Socială a dat asigurări că până la sfârșitul acestei săptămâni, salariile aferente lunilor octombrie, noiembrie și 55% din luna septembrie vor intra în portofelele asistenților. Ca și în anii trecuți, Direcția de Asistență Socială a întâmpinat mari greutăți în ceea ce privește plata salariilor și indemnizațiilor însoțitorilor persoanelor cu handicap. Din fericire, anul acesta, mai precis în această săptămână, banii însoțitorilor vor fi dați în totalitate până ajungem cu plățile efectuate la zi. Așteptăm beneficiarii să-și ridice banii, fiecare care au numerar la caseria DAS-ului, fie vom vira banii în cont și vor putea ridica cu cardul. În ședința de guvern, premierul Victor Ponta a declarat că banii pentru salariile asistenților personali au fost alocați din fondurile necheltuite și restituite de către ministere. Salariile restante au intrat deja în conturile primăriilor, urmând ca în câteva zile să intre și în conturile beneficiarilor.